Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi, caravana tânărului român a început în orașul Telemir. Fără valorificarea trecutului, nu avem viitor. Fără a cunoaște istoria neamului român, putem merge mai departe. A fost zile negre când cerul plângea cu lacrimi de sânge. A fost zile când nimeni nu spera la raze de soare. Acele clipe dureroase când se destrămau familii, o patrie, un neam, ce au dispărut. Ca erou principal la această emisiune, o avem pe eleva clasei a 10-a, Raguza Nicoleta. Bună ziua! Bună! Nicoleta, ce ai putea să ne spui? Ce înseamnă pentru tine a fi român? Pentru mine a fi român nu e doar acea cetățenie română, acel act, sau locuirea pe teritoriul României actuale. Pentru mine a fi român înseamnă a cunoaște datumele strămoșești, a cunoaște obiceiurile și tradițiile, a te interesa despre trecutul nostru, a te interesa de rădăcinile de unde provine limba română pe care o vorbim, de unde provenim noi, ca generație. Ce poți să ne spui despre obiceiurile și tradițiile românești? Obiceiurile și tradițiile românești nu diferă foarte mult de obiceiurile și tradițiile noastre. Fiecare persoană înțelege aceste chestii micuțe, dar foarte importante în felul său. Astfel se întocmesc aceste deosebiri. Ai putea să ne confirmi că poporul român este un popor prietenos și ospitalier? Poporul român este un popor ospitalier și prietenos. Acest fapt ne confirmă versurile cântecului Hora Unirii. Care sunt activitățile de bază a poporului român? Activitățile de bază a poporului român au fost și au rămas din epoca antică, agricultura, meșteșugăritul, comerțul, desigur că după unele tehnici noi, performante, deoarece știința e permanentă mișcare, permanentă descoperire. Ce sfat ai putea da tu ca elevă a clasei a 10-a unui popor? Popor român, urmaște daci, trezește-te din amărțire, nu mai ceafșin la sfinți și vraci, aspiră la reîntregire, aprinde foc pe vârf de munte, nu contempla cum curge Nistru, clădește peste țară spunte, ca Tisa să unești cu Nistru. Nicoleta, noi îți mulțumim pentru timpul acordat, mulțumim stimați telespectatori pentru că ne urmăriți, vă salutăm și vă zicem toate cele bune, ne revedem data viitoare cu o nouă temă de discuție și cu un nou erou.